Crini, lalele, stânjenei, crizanteme sunt numai câteva din soiurile de flori care se regăsesc în grădinile din Șimișna. Atunci când intri într-o curte, iar măreția florilor îți fură privirea, întreaga casă parcă prinde viață și gândul îți zboară înspre o lume de poveste. Ce plăcut este să ieși în curte, să stai la aer curat și să auzi păsările cântând într-o zi însorită. Dar parcă peisajul nu este complet dacă în grădină nu sunt și câteva flori care să zâmbească la soare și să se bucure de ciripitul zburătoarelor. Nu cred că este cineva care să nu aprecieze minunățiile pe care ni le oferă natura. Dar pentru ca florile să arate bine, este nevoie și de puțină muncă. Femeile din Șimișna, indiferent de vârstă, plantează an de an flori, ba chiar mai mult, încearcă să diversifice gama de la un an la altul. Dumneavoastră mai plantați flori? Da, pe plantează cât pot, dar nu-mi permite timpul la flori, că nu mi-a ajuns timpul la ăsta, la plante, nu la flori. Și ce flori aveți? Acolo e grădinuța cu flori dincolo, care stau mai mult pe iarna, pe tot aici, cum le zicem noi, aia este ni. Ea nu le știu, zice, cum sunt așa. Și an de an plantați aceleași flori sau mai le schimbați? Mai schimb când pot, dar nu mai pot de acum, că sunt bătrână. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră mai plantați flori în grădină. Da. Hai să-ți arăt. Da. Ce flori plantați? Gazdoi, viole, tătăiși, cum zicem noi. Și avem trandafiri, ne-a dus copilul vreo 4. Și Pia îi place să aducă orice flori, crizantime. Și-o pus pe aici, e nora noastră, fata. Și facem bugăiche. Vă plac foarte mult florile, așa-i? Haideți în casă numai și vedeți ce avem pe vază. Este, nu știu cum le se zice, avii la gâlgău, la flori de alea. Vreau să vă întreb, dar cum faceți? În fiecare an puneți același tip de flori sau le schimbați? Mai luați de la vecine bulbi sau... Capăt de la șina, adică olenii, la vorodica, cum îi zicem noi. Flori și îmi aduc și după la morminte, că avem între locuri. Și... fiecare an punem ceva nou. Crini, da. Lalele am avut, stânjenei, trandafiri, crizanteme, primula, am avut ghiocei, brânduși. O grămadă de flori. Și de unde le lua semințele? Semințele de la mine. Eu mi le adun toamna. Și mi le înmulțesc singură. Și mai dați așa și pe la vecini, un bulb? Sigur, cum să nu? Da. Numai de obicei vecinii au. Cam au acum, fiecare are câte are nevoie. Da, și cam aceleași flori în fiecare an, nu? Dacă mai capăt și altceva, bucuros să pun. Dacă nu, rămân, că și așa destule.